Șoferii care încă nu au obiceiul să-și cupleze centura de siguranță ar trebui să înceapă să o facă. Poliția a demarat operațiunea Seatbelt și pe parcursul săptămânii va verifica utilizarea centurii de siguranță și a scaunelor pentru copii în timpul conducerii automobilelor. Utilizarea centurii vă scutește nu doar de plata amenzii, dar vă poate salva viața. Studiile arată că centura cuplată reduce riscul vătămărilor fatale cu până la 50%. Polițiștii au verificat dacă șoferii poartă centura de siguranță cu ajutorul unei drone. Prin intermediul dronei, dumneavoastră a fost depistat că ați circulat fără centură de siguranță, domnule. Fără centură de siguranță. Am nevoie permis pașaport tehnic, vă lămuresc cu ce drone. La început, toți șoferii și-au negat vina. Nu mă pot să zic точно, честно. Вы не помните? У меня есть ремень. Просто когда я его одел, где, может, я его там одел? Oamenii legii le-au prezentat șoferilor imaginile filmate cu drona. Mulți au declarat că vor contesta în judecată procesele verbale întocmite. Foarte greșit când ați recunoscut el. Dar tare vor. Ia-ți uitați-vă de el. Ugliză. Return to home. Ia uitați-vă. Foarte bine, să vede dumneavoastră. Nu видно. Это вы хотите сказать, что это доказательство? Ребят, да, вы что? Да. Это да, не да, видно. Да, да, да. И это вы хотите в суд отнести? Iar acest bărbat a boțit foaia cu procesul verbal și a aruncat-o pe asfalt, deoarece nu era de acord cu acțiunile poliției. Oamenii legii au depistat că alți șoferi se deplasau cu o centură nefuncțională. Este și cazul acestui bărbat care era la volanul unui microbus de linie plin cu pasageri. E, n-are nicio siguranță în deplasarea dumneavoastră. Uitați-vă, e nu stabilă, gata, e, nu lucrează, nu vă primiți pașaport dumneavoastră. Eu vă spun că un oraș în Deop, centura merge 40 km, centura nu trebuie aici, ne încurcă numai. O să reparați centura, o să încercați? Eu nu se repară. Cu ajutorul dronei, polițiștii au înregistrat și alte abateri, între ele și conducătorii auto care vorbeau la telefon în timpul deplasării. Prin intermediul dronei a fost depistat, dumneavoastră ați vorbit la, în timpul deplasării la telefon. A, bine, puteți să ieși din automobil. Сейчас покажут, насколько я разговариваю по телефону. А вы этого не делали? Ну, сейчас ребята ж покажут. Luni, în Republica Moldova, a fost demarată operațiunea Seatbelt, ceea ce în traducere din limba engleză înseamnă centură de siguranță. Timp de o săptămână, polițiștii își propun să verifice în mai multe localități utilizarea centurii în timpul conducerii mijloacelor de transport, dar și prezența scaunelor pentru transportarea copiilor. Numărul celor care nu cuplează centura rămâne a fi mare. Doar în weekendul trecut au fost identificați 164 de șoferi. Este importantă cuplarea centurii de siguranță, deoarece în orice moment în fața conducătorului auto poate să apară un obstacol, iar el să fie obligat să freneze brusc. Cuplarea centurii de siguranță te protejează în astfel de caz și îți salvează viața. Utilizarea centurii de siguranță reduce riscul vătămărilor fatale cu până la 50% în cazul celor care stau pe locurile din față și cu până la 75% pentru pasagerii aflați pe locurile din spate. Studiile internaționale au demonstrat că până și vitezele mici pot fi periculoase dacă nu sunt cuplate centurile. La o viteză de 25 de km pe oră, în timpul coliziunii cu un obstacol, corpul uman este aruncat înainte cu o forță de 7 ori mai mare decât greutatea lui. Codul contravențional a Republicii Moldova prevede amenzi de până la 600 de lei și 3 puncte de penalizare, atât pentru vorbitul la telefon în timpul deplasării, cât și pentru necuplarea centurii de siguranță.